Tot înșir tu legile mele. Pe oamenii ăștia, cuvântul aici îi caracterizează răi. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un host, tu te unești cu el, repede, mă, e sursă de câștig. Câștigăm atâta, cum zice în proverbe, vom avea amândoi aceeași plată, hai. Și apoi cum o faci? Păi ieșim noi la cale, înșelăm statul, facem aia, trebuie să plătesc atât, dar eu nu plătesc atât, facem noi șmecheria. Și vine peste 5-6 ani un control mai șmecher ca tine, te iei din urmă și ai dat faliment în tot zi. Na, ce ai făcut cu șmecheria? Du-te drept pe cale, măi omule, nu te însoți cu hoțe. Mă, ai grijă, uite-te să nu vie careva și un sac de ciment și o oală cu vopsea și nu știu ce, o duc acasă. Și odată stăteam acolo și doi inși să târguiem. Unul zice la celălalt, mă, nu vii să învopsești bucătăria. Viu, mă, dar eu viu cu materialul meu. Mă uit la el așa. Cât e bucătăria? Cam cum e? Cam atâta, cam atâta. Păi trebuie cam atâta, trebuie aia, aia. Bun. Când se despart, zicătel, frățiuțule dragă, ia hai un pic. Tu ai fabrică de vopsele acasă? Păi nu, dar am cât să-i fac lui am. Păi de unde, mă, de unde ai cumpărat-o? N-a și dumneata le. Păi doar eu zuc grav. Și pe cum faci? Măsori cu metru, cu o lamă închisă, în loc de un metru, măsori metru cu 80 de centimetri, casa, omul stă să uite la tine și nu pricepe. Și tu îi spui, ai atâția metri pătrați, dar tu îi zici la 80, un metru, nu? Îl înșel și îl faci să cumpere cu două oale de vopsea în plus și tu știi că nu trebuie. Și atunci tu îi gazi casa și ce rămâne, o duci la tine. Asta cum e, mă? Și acum tu ai vopsele. Na, păi așa face toți. Mă, toți fac așa, dar pocăitul nu. Pocăitul nu face așa. Nu te uni cu hoță. Stai, mă, să nu mă vadă careva până bagi în mașină. Și alt pocăit stă, nu vine nimeni, mă, poți să... Vezi? Măi, nu vă uniți cu hoță, fiți pocăiți! Și în mijlocul pădurii și în mijlocul oamenilor, fiți pocăiți! Și noaptea în pat, fiți pocăiți! Măriți să fie Domnul! Pe lângă asta, te însoțești cu preacurvarii. O mai fost cândva în lume așa o însoțire cu preacurvarii ca azi? Ce ziceți? Nici în timpul Sodomii și Gomorii nu a fost așa ceva. Că în timpul Sodomii și Gomorii, măcar că erau așa afectați de sexualitate, încât nu le mai trebuia femei. Cum se întâmplă prin insulele Fiji și ce știu eu, toți bărbații s-au dedat la homosexualitate și femeile nu mai știe ce să facă. Scrie în ziare, am atâția bani, am atâta avere, n-am bărbat. Vezi? Pentru că lumea s-a străcat și merge spre unde indică degetul lui Dumnezeu, spre judecată. Măriți să fie Domnul! Amin. Vedeți, dragii mei? Astăzi nu mai trebuie numai atât să te uiți la drăcușorul din palmă, cum îți joacă mintea, cum îți strică inima, cum îți fac hormonii să se revolte în tine, uitându-te aici. Sau la un televizor, în cameră, din pat, înainte de a dormi, rugându-te, cântând, proslăvim pe Dumnezeu, tu te uiți la bagabonții ăia dezbrăcați în peile goale, cum fac
acte nelejuite, tu te însoțești cu preacurvari, mă. Nu? Și stai că astăzi e meci de fotbal în cutare loc și apoi și copiii să vadă fotbal. Și nu merg la adunare că e meci de fotbal. Dar la meciul de fotbal nu merg pucăiță. La meciul de fotbal e lume, lume, nu? Apoi afluieră, înjură, pe unul ține cu o partidă, unul ține cu cealaltă partidă, pe când se dă un gol de la partida cu care și tu ții acum, nu? Strigă ăia, mă, și tu ca un descreierat, urli în casă la tine, nu? Gol, gol, pă, ce mă, ce umple golul ăla? Vezi? Tu te însoțești cu preacurvare, măi, câtă înjurătură e acolo, câți oameni stricați sunt acolo. Și tu, în loc să stai în căsuța ta pe genunchi, sau te-ar culcat în pat, dar să cuje zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu, pe tine te arde acum, cine câștigă? Ca și cum aia ți-ar da ție nu știu ce. Eu spun ce-ți dă. Îți dă neodihnă, îți dă ură, îți dă o aprindere falsă în duh și în minte și tu te mânii în casă pe ăla și pe ăla că n-o juca bine și ce mă, ești tu cu minte? Ești tu pocăit? Ești tu sfânt? Sau tu ești mai rău ca el din lume? Că ăla din lume cel puțin nu știe din astea. Și atâta e bucuria lui. Dar bucuria ta trebuie să fie în cuvânt și în Duhul Sfânt. Fie slăvit Domnul! Atâta însoțire cu preacurvarii și fără să-ți dai seama, te prind poftele de la ce vezi. Și apoi ajungi la 30 de ani și tu nu te mai însori, tu nu te mai măriți. Te prinde bătrâneța fără să știi nimic și stai și arzi în suc proaspăt și propriu, cu tot felul, iartă-mă, Doamne, lucruri care te duc la nebunie, lucruri care te duc la impotență, lucruri pe urma căruia atâția oameni au rămas demonizați și i-o umplut ura pe tată și pe mamă și nu mă-l vezi că închide o ușă, iese de aici, se bagă în alta și închide, se bagă în baie, n-are astâmpăr când îi zice mama ceva, lasă-mă în pace, când îi zice tata ceva, tu nu știi, tu ești bătrân, tu nu știi. Fără să-ți dai seama că dacă ai făcut două facultăți, tu n-ai numai 27 de ani și bătrânul are 80 de ani și bătrânul are școala vieță care e de 3 ori mai mare ca facultățile tale și tu trebuie să asculți de tatăl tău și de mamă ta ca să trăiești ani mulți și fericiți pe pământ. Măriți să fie Domnul!